Gemeni. Și la voi se pare că cineva vine cu un bonus sau la alții cu ceva prin care să puteți să dregeți busuiocul. Nu zic eu, da? Ci indică Mercur retrograd, retrograd. Prin urmare, unii, dacă primesc bonus, deci este de bine, clar. Dar pentru alții, că e o zodie dublă, pot să repare ceva, pot plăti o restanță, pot îndrepta o gafă, pot premia pe cineva care și dacă merită, adică își pot onora o promisiune și un angajament. Acolo sunt aspectele generale ale săptămânii, acolo le analizăm, dragii mei, da? În momentul în care se pune problema într-o altă direcție, pentru că astrograma e rotundă și are foarte multe segmente de destin importante, existențiale, cum le zic eu, restul se particularizează. Dar general, ca să aveți imagine a ceea ce poate să anunțe săptămâna ca și perspectivă generală, acolo avem informații care zic eu că sunt foarte importante și foarte prețioase.